Da? Deci sunt trei colegi online, domnul Mirea, doamna Pop, Gheorghiță Chiper, și în sală suntem 11, da? Așteptăm să se conecteze și ceilalți. Începem, da? Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Dărmănești, aferentă lunii martie. Este o ședință cu 25 de puncte pe ordinea de zi. O rog pe doamna președintă, doamna Oana, să preia conducerea ședinței. Bună ziua, doamnelor și domnilor! În conformitate cu prevederile articolului 133 și 134 din Ordonanța de Urgență 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, vă invităm astăzi, 29 martie, să participați la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Dărmănești. Un număr de 11 colegi consilieri sunt prezenți în sală, iar 6 sunt online. Propun spre aprobare ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? În unanimitate a fost aprobată ordinea de zi. Vreau să fac precizare că toate cele 25 de proiecte au fost dezbătute în ședința pe comisii. Toate au primit aviz favorabil. Primul proiect, aprobarea proiectului ordinei de zi a ședinței ordinare din data de 29 martie 2024. Tocmai am supus la vot. Punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 9 februarie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Cu unanimitate a fost aprobat. Punctul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29 februarie 2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Cu unanimitate și punctul 3 a fost aprobat. Punctul numărul 4, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 15 martie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Și acest punct a fost aprobat cu unanimitate. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind închiderea contului de execuție al bugetului local al orașului Dărmănești pe anul 2023. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului, vă rog, domnule primar. Am prezentat în ședința pe comisii proiectul de hotărâre. Astăzi supun atenției dumneavoastră aprobarea contului de execuție al bugetului local pentru anul 2023, venituri, cheltuieli, defalcat pe secțiunea de funcționare, pe secțiunea de dezvoltare și, sigur, și partea de cont de execuție de venituri proprii și subvenții. Am să rog pe doamna contabil șef în sinteză să ne prezinte proiectul de hotărâre. Considerea propriu-zisă pentru anul 2023 rezultă prin centralizarea situațiilor financiare la cele 5 subordonate pe care le avem: Liceul Tehnologic, Școala 2, Școala Gimnazială numărul 3, Școala Gimnazială Plocu și Clubul Sportiv Uzu Dărmănești. Pentru partea de venituri la contul de execuții pentru anul 2023, previziunile bugetare inițiale au fost de 65.909,87, cele definitive 82.053,17, încasări realizate 30.427,20, la cheltuieli, creditele bugetare inițiale au fost de 70.508,87, cele definitive 88.505,69, iar plățile efectuate 28.373,56. În anexe sunt prezente toate situațiile centralizate ce au fost depuse la finanțe Bacău de către orașul Dărmănești. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Cu unanimitate și punctul numărul 5 a fost aprobat. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rezultatului privind inventarierea generală a elementelor de natură a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul luat orașul Dărmănești la 31 decembrie 2023. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. Câteva precizări am să fac și aici. Este un proiect de hotărâre propus spre aprobare privind rezultatul inventarierii generale a elementelor activelor, datoriilor, capitalelor proprii aflate în patrimoniul alt oraș Dărmănești. După cum știți, în fiecare an, până la 31 decembrie,
se inventariază toate bunurile aparținând UAT oraș Dărmănești și în 2023, în baza dispoziției emisă de primar, a fost făcută inventarierea generală a elementelor de natură, activelor, datoriilor și capitalurilor. A fost întocmit procesul verbal 28.344 în 31.12 privind rezultatul inventarierei care este anexă la prezenta hotărâre. Sigur că avem și o anexă în care propunem spre casare anumite bunuri degradate fizic, moral și așa mai departe. Aprobăm în acest proiect de hotărâre și raportul de reevaluare a bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Dărmănești. La fel, în sinteză, doamna contabil șef, câteva cuvinte de care să ne spuneți. În urma centralizării inventarilor celor 7 comisii care au fost stabilite prin dispoziție de primar, 748 din 412, rezultatul inventarierii a fost totalul domeniului public de 37.756.24.48 lei. Iar pentru cel privat, 102.073.620.34. Iar în total, domeniul public și privat, 342.340.324.76 lei. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Deci, cu unanimitate și punctul numărul 6 a fost aprobat. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea înființării sursei de finanțare ei, intitulată Activități finanțate integral din venituri proprii pentru domeniul de activitate învățământ în orașul Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. În 9.02.2024, Ministerul Finanțelor, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, ne-a transmis o adresă prin care ne solicită să transmitem cu celeritate hotărârile autorității deliberative prin care a fost aprobată înființarea activităților finanțate din venituri proprii pentru unitățile subordonate. Este cazul școlilor de pe raza orașului Dărmănești care au venituri din surse proprii și mă refer aici la închirieri, eu știu, sală de sport sau de la creșe și așa mai departe. Am venit și am propus acest proiect de hotărâre pentru înființarea sursei e-activități finanțate integral din venituri proprii pentru domeniul de activitate învățământ în orașul Dărmănești conform anexei. Pentru că nu am găsit la nivelul orașului Dărmănești o hotărâre de Consiliu prin care să se înființeze sursa ei. Ca atare, răspundem Ministerului de Finanțe prin Agenția Națională a Finanțelor prin acest proiect de hotărâre. Dacă aveți întrebări, dacă nu sunt întrebări, să punem la vot cine este pentru. Împotrivă, abține. Mulțumesc. Cu unanimitate și punctul numărul 7 a fost aprobat. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești. Inițiator, domnul primar, vă rog. Este vorba de un proiect de hotărâre care vizează creșterea veniturilor, în special din noi contracte de finanțare semnate la nivelul UAT oraș Dărmănești. Aici amintesc două proiecte. Este vorba de proiectul tip construire creșă medie cu o valoare de 16 milioane parcă de lei, proiect care a fost semnat în cursul anului 2023. El se derulează prin Compania Națională de Investiții pentru că Compania Națională de Investiții a lansat procedura pentru proiectare și execuție. Proiectarea este aproape gata și începe de contul pentru partea de proiectare. Era absolut necesar ca noi să introducem în buget și acest proiect care este finanțat prin PNRR. De asemenea, am mai semnat contracte noi, stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în orașul Dărmănești. A fost recent semnat contractul și ca atare îl prindem în buget. Rectificarea de buget ia în analiză și suplimentarea cu 150.000 de lei pentru proiectul care este lansat în licitația cu asfaltarea străzilor din Triaj, vorba de strada Triajului și fabricii, în urma proiectării
rezultat o nevoie în plus de 150.000 de lei. Noi am lansat procedura pentru execuție și trebuie să avem și banii. Iar pentru asfaltarea pachetului de străzi din Joseni, strada Muncii și Primăverii, la fel, care este în procedură de achiziție a constructorului și care este la fel finanțat din buget local, mai aveam nevoie de 50.000 de lei. Deci, practic, am reașezat bugetul, pe de o parte, cu sursele de finanțare noi semnate și introduse în buget, pe de altă parte, redistribuirea din bugetul local a unor sume pentru asigurarea finanțărilor absolut necesare pentru cele două pachete de străzi, Joseni și Triaș. Restul sunt mici corecții pe care le-am făcut în așa fel încât să așezăm buget. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supuneam la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumim, unanimitate și punctul numărul 8 a fost aprobat. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al orașului Dărmânești, în condițiile legii numărul 350/2005 pentru anul 2024. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. În fiecare an aprobăm prin hotărâre de Consiliu programul anual de finanțări nerambursabile din bugetul local în baza legii 350/2005 cu modificările și completările ulterioare. Sigur că și în acest an am propus pentru domeniile de activitate finanțate sport, cultură, educație civică, social și protecția mediului. Pentru fiecare domeniu de activitate finanțat, am spus care sunt beneficiarii eligibili în baza legii 350, suma pe care am alocat-o și numărul sesiunilor de selecție. Am propus două sesiuni de selecție, în prima parte a anului și partea a doua, în funcție și de veniturile pe care noi le încasăm. Și pentru sport 190.000 de lei, cultură 200.000 de lei, educație civică, social și protecție 10.000 de lei. Persoanele sau beneficiarii eligibili, care sunt orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, care deține activități non-profit în domeniu, menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local, pot în perioada următoare să depună conform documentației care stă la baza proiectului de hotărâre cereri pentru a obține finanțări. Vor fi publicate condițiile și hotărârea de Consiliu și pe site-ul primăriei, ca atare orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial pot accesa aceste surse. Dacă sunt întrebări, dacă mulțumesc. Nu, supuneți cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumim. Cu unanimitate și punctul 9 a fost aprobat. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor oaselor orașului Dărmănești prin primar, ale primarului orașului Dărmănești și ale Consiliului Local al orașului Dărmănești, precum și prin împuternicirea primarului în vederea încheierii și semnării contractului de achiziție a serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică. Am inițiat acest proiect de hotărâre, având în vedere faptul că la nivelul UAT Oraș Dărmănești nu avem angajat un consilier juridic și sunt necesare anumite acțiuni pe care, în apărarea instituției și a interesului pe care îl avem noi, sunt anumite acțiuni pe care trebuie să le susținem în instanță. Ca atare, am propus acest proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării activităților juridice și în măsura în care derulăm diverse, proceduri în instanță, vom accesa și servicii juridice de consultanță sau de asistență și sau reprezentare în decursul anului 2024. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Unanimitate și punctul numărul 10 a fost aprobat. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al orașului Dărmănești a unor bunuri imobile din domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Ronsipa și declararea acestora ca bunuri de uz și de interes public local. Procedura la proiectul, domnul primar. Am inițiat acest proiect de hotărâre ca rezultat al hotărârii de guvern, care a fost aprobată în ianuarie 2024, privind trecerea unor
bunuri din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în domeniul public al UAT Oraș Dărbănești. Este vorba de drumul de la Izvorul Alb și drumul Contur Lac, drumuri care sunt situate la coada lacului și care, așa cum am precizat, au fost trecute în domeniul public al UAT Oraș Dărbănești. Astăzi, prin acest proiect de hotărâre, introducem în domeniul public aceste bunuri. În cartea funciară deja se va scrie proprietar UAT Oraș Dărbănești. Aceste drumuri urmează a fi modernizate din bani aparținând fie UAT Oraș Dărbănești, fie alte surse de finanțare și sigur că pe aceste drumuri vom, în această zonă a coada lacului, vom depune proiecte pentru înființarea unor sisteme de canalizare și rețele de apă. Vorbim de stațiune turistică, vorbim de proiecte care vor dezvolta comunitatea în perioada următorilor 10-15 ani și avem absolută nevoie de aceste proiecte de investiții. Practic, acest proiect de hotărâre introduce bunurile pe care le-am luat prin hotărârea Guvernului în domeniul public al UAT. Dacă sunt întrebări, vă rog. Mulțumesc. Dacă sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, mulțumesc, unanimitate și punctul numărul 11 a fost aprobat. Punctul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărbănești la patrimoniul Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui, GAL. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. UAT Oraș Dărbănești este membru fondator în cadrul Grupului de Acțiune Locală Valea Muntelui și ca atare avem drepturi și obligații. Sigur, din categoria obligațiilor este și această cotizație pe care trebuie să o plătim în fiecare an. Astăzi propun pentru anul 2024 cotizația anuală orașului Dărbănești la grupul de acțiune locală GAL Valea Muntelui să fie în cuantum de 15.000 de lei. De fapt, se raportează la o hotărâre a AGA-ului care se raportează la numărul de persoane din localitate și pentru orașul Dărbănești s-a luat în calcul 15.000 de lei. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Unanimitate și punctul numărul 12 a fost aprobat. Punctul numărul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărbănești la patrimoniul Asociației Orașelor din România, AOR. Inițiator al proiectului, domnul primar. Orașul Dărbănești este membru în Asociația Orașelor din România, suntem parte activă a Asociației Orașelor din România, suntem deschiși la tot ceea ce înseamnă nou și contribuim în cadrul Asociației Orașelor din România cu idei, propuneri, în special către ministerele de resort din România care vizează finanțări pentru orașe. Tot ce ține de strategia de acordare a proiectelor europene pentru orașe, noi ne regăsim acolo. Înainte de a se stabili acele ghiduri de finanțare, contribuim primarii care suntem membri în Asociația Orașelor din România cu idei, cu propuneri, identificăm nevoia, pentru că de la oraș la oraș sunt probleme, specifice. Noi suntem un oraș în zona de munte, avem anumite nevoi, anumite priorități și toate aceste idei care vin din cadrul UAT-urilor orașe sunt transmise către, așa cum spuneam, către ministere, se ține cont de aceste propuneri. În acest fel se, repet, alocă și sursele de finanțare. Toate UAT-urile din România, fie că sunt comune sau municipii, sunt asociate fie în Asociația Comunilor din România, fie a orașelor, fie a municipiilor. Este o bătălie între comune, orașe și municipii, în așa fel încât fiecare să poată să obțină din aceste finanțări europene cât mai mulți bani. Lipsa unui oraș dintr-o asociație de acest gen, în speță Asociația Orașelor din România, aduce multe, să zic, lucruri negative, pentru că nu ești conectat la sursele de finanțare, nu știi ce proiecții are guvernul sau care este strategia pentru anul viitor, pentru anul curs și așa mai departe. Deci este un plus. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Sunt întrebări, supunem la
Împotrivă, abțineri, mulțumesc, unanimitate și punctul numărul 13 a fost aprobat. Punctul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, Alizia. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. Spuneam la precedentul proiect de hotărâre că OAT Oraș Dărmănești este foarte deschis și conectat la tot ceea ce înseamnă nou în administrație și nu numai în România. Suntem membri în cadrul Asociații Localităților și Zonelor Istorice și Artă din România și tot ce ține de partea de finanțare pe zonele istorice și de artă, această asociație a localităților zonelor istorice din România are un cuvânt la fel greu de spus. În cadrul acestei asociații sau din cadrul acestor asociații fac parte comune, orașe și municipii. Este o asociație unică la nivel național. Este conectată la foarte multe asociații europene și internaționale. Sunt gândite strategii de dezvoltare, în special a zonelor istorice, tot ce ține de stațiuni turistice de interes local sau național, își regăsesc corespondentul în această asociație a zonelor istorice și de artă, pentru că sunt condiții care prevăd cumva apartenența la aceste asociații pentru eligibilitatea unor proiecte. Spuneam în cadrul ședinței pe comisii că în toamna anului 2023 a fost alese organele de conducere ale asociației, orașul Dărmănești prin primar a devenit vicepreședinte la nivel național al Asociației Localităților și Zonelor Istorice din România, președinte fiind municipiul Alba prin primarul de la Alba Iulia. Este o cotizație nesemnificativă, 720 de lei pe an plătește UAT Oraș Dărmănești pentru a face parte din această asociație. E mai mult simbolică, dar efectele și beneficiile, să zic, pentru comunitate sunt net superioare. Dacă aveți întrebări, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Unanimitate și punctul numărul 14 a fost aprobat. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea traseilor microbuzelor pentru transportul elevilor în semestru 2 al anului școlar 2023-2024 pe raza OAT Oraș Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Câteva precizări. După cum bine știți, o parte din instituțiile de învățământ de pe raza orașului Dărmănești au intrat în proiecte de reabilitare cu fonduri europene. Amintesc aici Liceul Tehnologic și pentru a putea continua procesul de învățământ am relocat copiii în alte spații de învățat. Sigur că programele sau programul de orar s-a cumva dezechilibrat și ca atare nu se mai termină programul așa cum era înainte, ci se fac ore până în jurul orei 18 în fiecare zi. Traseele acestor microbuze școlare care aduc elevii spre unitățile de învățământ, în speță cei din cartierul Sălătruc și cartierul Brătulești, au fost și ele reașezate și am venit cu această hotărâre, proiect de hotărâre pentru a aproba traseele, pentru că noi decontăm niște cheltuieli pentru fiecare microbuz, motorină și ce mai avem noi, șoferi și așa mai departe. Și pentru a fi în corelare cu nouul program, am propus acest proiect de hotărâre, pe care în anex aveți, sigur, microbuzul, unde face, fie că este microbuzul primăriei, fie că este microbuzul liceului, unde face cursa și așa mai departe. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Unanimitate și punctul numărul 15 a fost aprobat. Punctul numărul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare din bugetul local al orașului Dărmănești a transportului elevilor din cartierul Brătulești, care frecventează cursurile anului școlar 2023-2024 la școala gimnazială numărul 2, grădiniță cu program normal numărul 2 și liceul tehnologic Dărmănești. Domnule primar, vă rog. De mai bine de 5 ani asigurăm din bugetul
buget local, susținere financiară pentru a aduce toți elevii la școală. Deci spuneam din bugetul local, astăzi acest proiect de hotărâre supune atenției dumneavoastră susținere financiară din bugetul local pentru anul școlar 2023-2024 pentru transportul unui număr de 106 elevi din cartierul Brătulești, practic toți elevii din cartierul Brătulești care frecventează cursurile Liceului Tehnologic, a școlii gimnaziale numărul 2, a grădiniței cu program normal, vin cu acest microbus cu susținere financiară de la bugetul local și 41 elevi din cartierul Sărătruc. Deci cartierul Sărătruc și cu cartierul Brătulești, 106 plus 41, 147 de elevi, pentru 147 de elevi asigurăm susținere financiară din bugetul local pentru transportul lor. Vedem aici și rutele de la Brătulești la centru, liceu, retur, la școala 2, retur și așa mai departe. Aveți în anexă și sumele de bani pe care noi le achităm pentru fiecare elev pe zi. Sunt și condițiile pe care noi le-am impus acolo. Susținem și încurajăm performanța. Nu plătim aceste abonamente pentru cei care nu frecventează cursurile. Deci, lunar ni se transmite către școală prezența la orele de curs și decontăm contravaloarea legitimațiilor pentru zilele în care elevii vin la școală și nu decontăm pentru zilele în care elevii înregistrează absențe nemotivate. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Cu unanimitate și punctul numărul 16 a fost aprobat. Punctul numărul 17, proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării prin licitație publică a două loturi de teren situate în intravilan și extravilan, aflate în proprietatea privată a OAT orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Interesul nostru este să valorificăm superior orice bun pe care OAT orașul Dărmănești îl are, fie că este în domeniul public sau domeniul privat. Acest proiect de hotărâre vizează două loturi de teren intravilan și extravilan care sunt în proprietatea privată a orașului Dărmănești. Aceste loturi au fost concesionate cu mulți ani în urmă către persoane fizice din Dărmănești. Acele contracte au expirat și, practic, noi prin acest proiect de hotărâre din nou scoatem la licitație publică două loturi de teren. Deci, practic, intrăm în legalitate. A fost o perioadă în care oamenii au crezut că rămân proprietari pe acele terenuri. Am avut discuții cu domniile lor. Sunt interesați în continuare de aceste terenuri. Au achitat din urmă tot ceea ce aveau de achitat. Acum intrăm în legalitate cu cele două loturi de teren. Dacă aveți întrebări? Mulțumesc! Împotrivă, abțineri, mulțumesc, cu unanimitate și punctul numărul 17 a fost aprobat. Punctul numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare operare instalații numărul 1078 și 1087 din 16 aprilie 2018, încheiat cu SCI Cosubiesa și actul adițional numărul 8, la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport numărul 180 pe 2957 din 6 mai 2015, încheiat cu SECE Compania Rompre Service, inițiator al proiectului, domnul primar. Vă rog. În 24 martie, ADIS Bacău ne-a transmis o adresă prin care ne solicită să, în prima ședință de Consiliu, să inițiem proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la contractul de delegare a serviciului de salubrizare și actului numărul 8 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport pe care noi le-am anexat și care nu conțin, așa cum spunea domnul secretar în ședința pe comisii, modificări substanțiale vis-a-vis de costuri, ci mai mult se adresează unor termeni și noțiuni care au apărut recent în legislație. Practic, pentru a putea continua colectarea și depozitarea deșeurilor de
de pe raza orașului Dărmănești, trebuie să încheiem aceste acte adiționale, așa cum am spus, cu Ecosud și cu Romprestu, pe care le vom transmite după aprobare a DIS-ului și sperăm noi să nu avem niciun fel de probleme. Dacă aveți întrebări... Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Unanimitate și proiectul numărul 18 a fost aprobat. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Dărmănești în cadrul programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate finanțate prin APM în vederea realizării obiectivului de investiții în ființarea sistemului public de alimentare cu apă și colectarea apelor uzate menajere în aglomerarea Coada Lacului orașului Dărmănești. Inițiator, domnul primar. Este un proiect care, așa cum am vorbit mai devreme, dacă va fi aprobat, va deschide o cale interesantă pentru a dezvolta valea uzului. Este vorba de înființarea sistemului public de alimentare cu apă și colectarea apelor menajere în aglomerarea Coada Lacului. Spuneam mai devreme că acest proiect, sub o altă formă, a fost finanțat prin PNRR în vara anului 2023. Nu a fost eligibil pentru că nu avem acele drumuri în proprietatea publică a orașului Dărmănești. Am făcut demersurile necesare, am reușit să obținem acea hotărâre de guvern de trecere a drumurilor din domeniul public al statului, în domeniul public al UAT-ului. Mai devreme am aprobat acea hotărâre de consiliu prin care aceste bunuri preluate au trecut în domeniul public al UAT-ului și astăzi deja pașii sunt foarte repede parcurși. Venim cu acest proiect de hotărâre care vizează înființarea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în aglomerarea Coada Lacului. Axa de finanțare se deschide pe 4 aprilie. Sperăm noi să fim acolo în pole position ca să putem să încărcăm și să obținem finanțare. Valoarea acestui proiect este de 30 de milioane de lei. Avem și o parte neeligibilă. Susținem proiectul, așa cum am spus, urmărim înființarea, pe de o parte, a sistemului de canalizare și, pe de altă parte, a sistemului de alimentare cu apă potabilă. Am preluat drumurile, avem un alt proiect în desfășurare, care sperăm noi, în prima parte a anului 2024, să finalizăm alimentarea cu energie electrică. Am modificat pugul și am introdus câteva zeci de hectare bune în zona Coada Lacului în intravilan. Venim cu acest proiect de înființare apă și canal la Coada Lacului. Am devenit stațiune turistică, am lansat, dacă vă amintiți, am aprobat un proiect de hotărâre pentru a dezvolta o capacitate de turism în Bob Montan. Iată că sunt multe, mai multe proiecte care corelate vin cumva să dea valoare zonei Coada Lacului. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, spuneam la voi cine este pentru. Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Cu unanimitate și punctul numărul 19 a fost aprobat. Punctul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării locuințelor construite prin ANL situate în orașul Dărmănești. Inițiator al proiectului, domnule primar, vă rog. Avem câteva locuințe la blocurile ANL. E, așa cum spuneam și pe comisie, o continuă mișcare. Unii vin, alții pleacă. Avem câteva spații de locuit libere. Astăzi propun în lista de priorități ca domnul Crivăț Gabriel cu un punctaj de 56 de puncte să fie aprobat. Urmează, cred că și luna viitoare, mai erau niște dosare în analiză, nu erau complete și sperăm noi până în ședința de luna viitoare toți cei care solicită o locuință prin ANL să-și completeze dosarele. Dacă sunt complete, comisia le va analiza și va propune, sigur, o nouă listă de repartizare a locuințelor. Dacă aveți întrebări legate de acest punct, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Cu unanimitate și punctul numărul 20 a fost aprobat. Punctul numărul 21.
aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite prin amele situate în orașul Dărmănești, județul Bacău. Domnule primar, vă rog. Sigur că dacă am avut lista de priorități, acum propunem prin acest proiect de hotărâre și repartizarea locuințelor, același Cribăț Gabriel, repartizăm apartamentul 57A, etaj 2, apartamentul 14. Dacă aveți întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Unanimitate și punctul numărul 21 a fost aprobat. Punctul numărul 22, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Domnule primar. Am avut de la începutul mandatului stabilit o listă de, eu știu, parcurs în ordine alfabetică. Ar fi trebuit doamna consilieră Iuliana să fie astăzi. Am avut o discuție cu dumneavoastră ei. Ne-a rugat să, în locul dumneavoastră, să aprobăm pe domnul viceprimar Cosmin Paierele, pentru că serviciul pe care dumneavoastră îl are nu poate să... eu știu să-i aloce timpul necesar a parcurge etapa de președinte de ședință. Deci dacă nu aveți nimic împotrivă, domnul Cosmin Paierele, în locul doamnei Pop Iuliana, pentru următoarele trei. Supuneți la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere, domnul consilier Paierele se abține. Un număr de 16 voturi pentru și acest punct a fost aprobat. Punctul numărul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafețelor de pajiști, domeniul privat al orașului Dărmănești, rămase disponibile în urma solicitării de reziliere a contractelor încheiate după derularea procedurii de atribuire prin licitație publică conform hotărârii de Consiliul numărul 40/2023. Inițiator al proiectului, domnul primar, vă rog. În cursul anului 2023, noi, printr-o hotărâre de Consiliu, am aprobat procedura de licitație publică pentru a putea închiria tot ce avem noi pajiși către deținătorii de animale de pe raza orașului Dărmănești. Atunci, în 2023, au fost adjudecate toate suprafețele de pajiști. În decursul anului 2023, am avut câteva... eu știu, solicitări înspre sfârșitul anului 2023 de reziliere a unor contracte din diverse motive. Fie a intervenit decesul persoanei care avea concesionată suprafața, fie probleme de sănătate. Avem un total de 260,05 hectare care au rămas disponibile în urma acestor rezilieri. Inițial pe comisii aveam 310 hectare. Am convenit de comun acord în ședința pe comisii ca lotul 46 Pânca în suprafață de 50 de hectare să fie scos la licitație publică, iar pentru celelalte loturi, adică lotul 4, 27, 28, 174, 174 bis cu un total de 260,05 să facem atribuire directă. Rămâne ca după aprobarea acestei hotărâri de Consiliu să atribuim direct cele 260,05 hectare, iar imediat de săptămâna viitoare să lansăm procedura pentru licitație publică pentru suprafața de 50 de hectare. Facem acest lucru pentru că cele 50 de hectare la care a renunțat fermierul avea adjudecat un preț de licitație de 860 de lei și, sigur, am convenit de comun acord să scoatem la licitație. Ne dorim ca toate aceste suprafețe să fie, pe de o parte, puse la dispoziția fermierilor pentru a-și, eu știu, acoperi nevoia de masă verde pentru animale, pentru a putea depune în timp cererile de subvenții la APIA, și sigur și de a face venit la bugetul local, la secțiunea autofinanțate pentru primăria orașului Dărmănești. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mulțumesc. Sunt întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Unanimitate și punctul numărul 23 a fost aprobat. Punctul numărul 24. Prezentarea de către primar
cadrul orașului Dărnănești, raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Dărnănești pentru anul 2023. Domnule primar, vă rog, aveți... O să-l rog pe domnul viceprimar să conecteze televizorul din spatele nostru și o să prezint în sinteză câteva lucruri care consider eu că sunt cele mai importante din raportul de activitate a primarului pentru anul 2023. Spuneam în sinteză pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut împreună și ar însemna să stăm vreo 3-4 ore să le putem parcurge împreună. Pe măsură ce eu voi prezenta din acest raport, colegul meu, domnul viceprimar, va rula raportul și în format electronic. Acest raport îl veți găsi dumneavoastră pe site-ul primăriei, dumneavoastră și cetățenii care sunt interesați să vadă care este, o parte din activitatea noastră sau care a fost în anul 2023, ce ne propunem să facem, care este viziunea de dezvoltare a orașului pe perioada următorilor, ani, în așa fel încât, sigur, să răspundem la cerințele și la nevoile cetățenilor. O să te rog, Cosmin, să pui laptopul aici, ca să văd și eu cum derulez, da? Cum derulez, schimbați-l în partea aia, da? Așa. În primul rând, am să dau citire cuvântului meu înainte, pe care l-am scris pentru cetățeni și am spus că orașul Dărmănești este orașul în care trăim, muncim, iubim, este locul în care ni se nasc copiii și tot aici ne despărțim de cei dragi. Este orașul care a renăscut și care își dorește să devină una dintre cele mai frumoase localități din România. Deci dacă este să ne raportăm la ținta pe care noi o avem, este aceea de a deveni una dintre cele mai frumoase localități din România. Acest deziderat ne obligă foarte mult și drumul pe care îl parcurgem vine cumva să clădească și să construiască pentru a deveni una dintre cele mai frumoase localități din România. Dărmăneștiul este locul unde s-a născut tradiția jocul ursului, tradiție care a consacrat demnitatea, curajul și ospitalitatea oamenilor urbei. Deviza noastră este mereu aproape de oameni. Sub această deviză, administrația locală, prin investițiile finalizate sau în curs de finalizare, își propune să devină punct de reper pentru administrațiile locale din județul Bacău și din România. Munca din spatele reușitelor a reprezentat o activitate de echipă continuă. Rezultatele obținute se datorează responsabilității cu care am abordat aceste proiecte, precum și sprijinul constant din partea Consiliului Local, care a aprobat inițiativele și a susținut eforturile noastre. Sunt prezentate aici principalele realizări, principalele proiecte finalizate, cât și obiectivele avute în vedere pentru anul care urmează. Le mulțumesc dărmăneștenilor pentru suportul și încrederea pe care mi-au acordat-o mie și echipei pe care o conduc. Doresc să-i asigur de implicarea mea totală și a echipei noastre, de muncă și onestitate în atingerea obiectivelor propuse. Am să încerc să, foarte pe scurt, să parcurg acest raport care este în sinteză și el și n-am să fac trimitere la date geografice pentru că le găsiți pe toate, știți unde suntem, știți de când suntem noi atestați și aici aș vrea să amintesc de satul Plopu care la 1436 când voievozii Iliași și Ștefan îl dăruiau lui Balea Popescu. Deci satul Plopu este atestat în 1436. Dărmăneștiul apare un pic mai târziu, 1530 și ceva. Avem, dacă vorbim despre date demografice, orașul Dărmănești, dacă ne raportăm la Institutul de Statistică, 14.491, dacă ne raportăm la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor prin Ministerul Afacerilor Interne, 13.772 de persoane. Avem distribuția pe grupe de vârstă. Sigur că
tot ceea ce vedem în această distribuție este cumva în oglindă și se regăsește în oglindă și pentru localitățile din jurul nostru. Vedem cumva tendința de îmbătrânire și procentul tinerilor 15-24 de ani reprezintă doar 13%, deci din ce în ce mai puțin tineri. Sigur că între 0 și 14 ani avem 18,5%, iar cei peste 65 de ani 14%. Deci ne încadrăm undeva în trendul localităților din jurul nostru. Și aș vrea, dacă este să ne raportăm la datele socioeconomice, vedem aici care este evoluția orașului nostru. În 2023 au fost înregistrați 1172 de angajați. Ce este foarte interesant este că numărul de șomeri este în scădere și 2010-2022, ca perioada analizată, numărul de șomeri a variat între 301 și 434. În anul 2023 a înregistrat o scădere cu 8,5% a numărului de șomeri comparativ cu perioada din urmă. Dacă mergem pe educație, știți că avem 4 unități de învățământ preuniversitar, 3 gimnaziali și un liceu, care au arondate grădinițe, 3 grădinițe, și care au, în 2022-2023, au totalizat un număr de 2016 elevi și preșcolari. Avem distribuția pe fiecare unitate de învățământ, blocul 304, școala 2338, școala 2338, școala 3456, liceul tehnologic 771, grădinița cu program prelungit 92 și cu program normal 55. Sigur că dacă ne raportăm la capitolul sănătate, a fost o prioritate și rămâne pentru administrația locală sănătatea cetățenilor și din punct de vedere al unităților sanitare în Dărmănești, oraș Dărmănești, funcționează 4 cabinete de medicină de familie, 2 cabinete stomatologice, 4 farmacii umane, 2 cabinete medicale școlare, un dispensar veterinar și 3 centre medicale. Avem aici câteva din aceste unități de cu destinație sănătate. Am investit noi ca autoritate publică locală în tot ceea ce ține de sănătate și sigur că avem și la acest moment proiecte în derulare și amintesc PNRR, dispensarul medical din strada Popasului, care are la acest moment, cred că, grad de implementare 50% și care va arăta la ultimele standarde în materie. Ne-am tot de sănătate, am înființat centru de zi pentru persoane vârstnice în zona vechiului spital de la Dărmănești și nu ne-am oprit aici, vrem să mai construim un centru de zi, am obținut finanțare, suntem la studiu de fezabilitate și sperăm ca acest nou centru de zi, care este cu echipă mobilă, să se adreseze persoanelor vârstnice cu probleme mai mari de sănătate. Dacă vorbim de gospodărirea deșeurilor, am făcut pași importanți de la, eu știu, o situație în care eram cu câțiva 7-80 ani în urmă, unde, eu știu, cetățeanul încă mai arunca deșeurile la voia întâmplării. Astăzi lucrurile sunt pe un făgaș normal, avem contracte și suntem membri în Adis Bacău, contracte cu Romprest Service, avem distribuite pubele și a doua pubelă pentru gunoiul menajer, pentru gunoiul selectat, avem grafic de salubrizare întocmit cu partenerii noștri și, ce este foarte important, am gândit proiecte pe fonduri europene, care să vină cumva și să crească gradul de selectare a deșeurilor. Veți vedea în perioada următoare că avem investiții în, și dumneavoastră știți, fie într-un centru de colectare cu aport voluntar,
în care cetățenii vor duce la acel centru gratuit toate deșeurile reciclabile agabaritice, avem un televizor, avem o saltea, avem un dormez, eu știu ce mai avem, vor fi duse acolo și cu fondurile europene dotăm acest centru de aport voluntar cu tot ceea ce înseamnă tehnologie modernă, în așa fel încât să putem recicla. Avem acele insule ecologice care vor fi montate în perioada următoare și în acele insule fiecare baza unui car va introduce deșeul reciclabil. Avem un alt proiect care vizează pe fiecare pupelă montarea unui chip, unui cod de bare, în așa fel în fiecare zi să știm fiecare cetățean ce cantitate de deșeu a produs, care este tipul deșeului produs și ce e foarte important, cetățeanul să nu mai plătească taxă, cum este astăzi, ci să plătească în funcție de cât aruncă. Deci pe măsură ce reduce cantitatea de deșeu pe care o produce, va plăti mai puțin. Dacă vorbim de turism, știți că prin hotărârea 1580 din decembrie 2022, Dărmănești a fost atestat ca stațiune turistică de interes local. Este una dintre sursele de venit spre care ne îndreptăm. O parte din proiectele pe care le derulăm vin cumva să întărească ceea ce noi am gândit cu ani în urmă, că suntem o destinație turistică. În urma unui studiu, planul de mobilitate pe UMD, planul de mobilitate pe care l-am făcut, am constatat că față de 2016, în 2023, numărul de turiști în Dărmănești a crescut de 860%. Adică, iată că, dacă în 2016 vorbeam de un număr de turiști, în 2023 de 860%. Avem aici drumeții, avem tot felul de soluții pentru turiștii care vin la noi, avem trasee, montan, cu mountain bike, cu plimbări cu ATV-ul, turist de eveniment și am susținut târgul gospodărilor de produse montane, știți că în fiecare an în mai, turist de eveniment și mă refer aici la Viteză în Coastă, Trofeul Valea Uzului, Blues in the Garden Festival, Festivalul Uzului, 31 decembrie, Ursul de la Dărmănești. Iată că avem o grămadă de evenimente care vin și repetitiv duc la creșterea numărului de turiști la Dărmănești și sigur reușim să ne facem cunoscuți. Dincolo de aceste evenimente avem foarte multe monumente istorice, de la biserici, muzeu etnografic, până la, aș putea spune, suntem localitatea cu cele mai multe arii protejate din județul Bacău. Aer curat, apă curată și, sigur, și contează foarte mult. Cetățenii din orașul Dărmănești sunt foarte primitori. Dacă vorbim de serviciu economic, vedeți că sunt câteva date, le-am văzut și în hotărârile de rectificare pe care le-am avut în cursul anului. În 2023 a fost aprobat prin HCL 9 bugetul local, venituri 65 de milioane, cheltuieli 70 de milioane, ne-am alimentat din excedentul anilor anteriori. Vedeți aici ce rectificări am făcut, ce proiecte am luat, care sunt sursele de finanțare și aș vrea să vedem la venituri proprii. Da, am avut 14.494 de mii lei și am încasat 100,7%. Adică toți acești bani pe care noi i-am avut de încasat, pe care ne-am propus să-i încasăm în 2023, i-am încasat, este foarte important și vreau să le mulțumesc cetățenilor care au înțeles să-și plătească taxele și impozitele la timp, că toate proiectele pe care noi le derulăm cu fonduri europene, naționale sau locale, sunt făcute din acești bani și din acești bani pe care îi încasăm de la domniile lor, fie sub formă de cofinanțare, fie investiție directă. Deci am făcut toate demersurile în 2023 să ne încasăm acele venituri. N-am să citesc toate aceste cifre, tabele, vedeți și care sunt listele de investiții pentru proiectele pe care noi le-am derulat.
dat, sunt multe aici, ce am făcut din buget local, străzile pe care le-am asfaltat și așa mai departe. Un lucru este foarte important și țin să-l precizez, secțiunea de dezvoltare în anul 2023, investițiile pe care noi le-am făcut, au reprezentat 76,57% din bugetul total al primăriei. Suntem singura localitate din județul Bacău și cred că puține din România care au alocat 76,57% din banii pe care noi îi strângem de la comunitate în investiții. Deci este un indicator care arată sănătatea, să zic, gândirii pe care noi avem aici în Consiliul Local privind și prioritizând investițiile. Ca element de reper, cu niște ani în urmă, orașul Dărmănești aloca între 2 și 5% dezvoltări. Astăzi alocă 76,57%. Asta înseamnă că suntem pe un trend ascendent, ne interesează modernizarea cu pași rapizi a comunității, fie că investim în asfalt, în sănătate, în utilități, apă, canal, în extinderea rețelelor de apă sau de gaze, în învățământ și așa mai departe. Dar investim peste 76% din banii pe care îi strângem în comunitate. Sigur că am făcut aceste investiții și la sfârșitul anului 2023 am făcut și excedent, pentru că suntem foarte atenți la modul cum ne cheltuim banii. Avem nevoie de o sursă de excedent la care să apelăm și din bugetul local sursa a fost 2000 și sursa e 1000 și ceva, adică am închis la sfârșitul anului 2023 cu peste 2 milioane de euro excedent, bani la care noi ne împrumutăm. Nu avem niciun credit la nicio bancă, nu avem niciun împrumut la nimeni. Este sursa noastră la care ne împrumutăm, da? Acest excedent de 2 milioane de euro, îl strângem, îl constituim excedent, el poate fi folosit doar pentru investiții, iar în anul 2000 următor, în cazul nostru 2024, apelăm la această sursă a noastră de împrumut pentru a ne cofinanța proiectele. Sigur că deja în partea a doua a anului gândim reconstituirea sursei de excedent ca să ne ajute în 2025 și așa mai departe. Dacă ne uităm pe structura bugetului, 4.824 contribuie persoanele fizice și 5.718 persoanele juridice. N-am să intru în detalii, avem structura încasărilor pe fiecare tip de impozit de venit, persoane fizice, persoane juridice și așa mai departe. Am să mă opresc un pic la achizițiile publice, este un compartiment care muncește enorm, pentru că tot ceea ce facem noi investiții, avem niște principii pe care le aplicăm, legalitate, transparență, cheltuirea eficientă a banului public și în cadrul acestui compartiment de achiziții este foarte, foarte mult de muncă, mai ales că majoritatea activității se desfășoară cu o singură persoană din cele 3 posturi care sunt aprobate. Deci un post este ocupat și 2 sunt vacante. Vedeți că avem proceduri simplificate, achiziții conform legii 98, contracte încheiate, este un volum foarte mare de muncă. Dacă vorbim despre serviciul urbanism, amenajarea teritoriului și investiții, aș vrea să-i mulțumesc în direct domnului fost arhitect șef Apostu Ionel, care de luni este pensionar, deci dumnealui nu mai face parte din instituția noastră, astăzi este ultima zi de concediu de odihnă, practic de luni este trecut la pensie, vom scoate postul la concurs, sperăm să și găsim o persoană care să vină și să ocupe această poziție și să putem duce mai departe lucrările. Și la serviciul urbanism, foarte multă muncă, certificate, autorizații de construire, recepții, foarte, foarte multă muncă. Dacă ar fi să facem câteva trimite la investițiile pe care le-am derulat,
Amintesc aici construire sală de sport la Liceul Tehnologic, care sperăm noi în luna aprilie să facem și recepția acestor lucrări. Vedeți că am amenajat parcare la sală de sport și vedem colegii noștri de la domeniul public care fac și gardul limitat de proprietate. Am extins cu colegii noștri extinderea rețelei de gaze pe străzile Vadului, Viorelilor, Brătulești, Muncii, Calea Trotușului, din buget local, toate aceste extindere, aproape 20 de kilometri de rețele de gaze le-am făcut din bugetul local în 2023 și mai avem pe Calea Trotușului puțin în 2024. Vedeți că avem imagini și cu centura ocolitoare trafic greu, care este în grafic și se lucrează la ea. Avem dispensarul la care eu am făcut trimitere mai devreme din strada Popasului. Constructorul lucrează, este la finanțat prin PNRR și suntem în grafic și acolo. Aș vrea să fac precizarea că toate aceste construcții pe care noi le facem, nu facem doar o reabilitare, ci trecem și la consolidarea serioasă, pentru că așa cum este și dispensarul și liceul, sunt clădiri făcute prin anii 70 și nu respectă standardul de cutremur IP4 și prin aceste proiecte am trecut de la standardul 3 la standardul 4 de cutremur, adică merge cu consolidări foarte serioase și mare parte din banii alocați se duc pe consolidări, cum este și cazul Liceului Tehnologic. Da? Vedem Centrul Cultural Nemira, a fost proiect pe care l-am derulat pe program operațional 2014-2020. Constructorul n-a reușit să se mobilizeze. La 31 decembrie s-a închis acel program. Ne-am înscris pe programul următor. Suntem la etapizare. Undeva, credem noi, în luna cel târziu iunie, vom semna contractul de finanțare pe nou program și vom continua lucrările. Vedem la acest centru cultural, noi am reabilitat gardurile, le-am refăcut. Acolo am făcut un zid de sprijin pentru că nu era prins în proiectul inițial și de fiecare dată când ploua mai tare inunda clădirea. Vedeți rigolele din spatele clădirii. Am finalizat proiectul parc fotovoltaic. Suntem pe ultima, să zic, turnură a montării unui ENCAV care să facă cuplarea cu rețeaua de gaz pentru acest parc. Vom produce noi energia necesară pentru iluminatul public. Vedeți, în 2023 asfaltul pe care l-am făcut pe 4 străzi din buget local, Castanilor, Dumbravei, Garofiței, Valea Malului, sunt imagini din timpul lucrărilor. Am continuat cu rigole, șanțuri betonate, podețe pe strada Alundului, partea dreaptă, cum au scris colegii mei. Dacă ne vorbim despre cadastru și topografie, la fel, am continuat în 2023 intabularea bunurilor pe care noi le avem și pot să amintesc aici că am continuat cu intabularea pădurilor, a pășunilor, a drumurilor. Să știți că avem străzi care continuule, în funcție de resursa financiară, le tot cadastrăm, pentru că un bun necadastrat nu poate să fie finanțat prin niciun fel de program. Deci primul lucru, cadastrăm. Am avut inițial, când am preluat mandatul, undeva 10-12% din bunurile OAT-ului erau cadastrate. Astăzi suntem la peste 90% și am mers și pe programul național de cadastru. Dacă vorbim de proiecte, strategii, dezvoltare și promovare, avem un proiect de un birou de fonduri europene și la fel și aici avem o singură persoană care lucrează, este un om foarte bun, accesăm toate sursele de finanțare și vedeți aici PNRR-ul, Programul Național de Investiții Anghel Salini, Finanțarea Investițiilor Rurale, Programul Operațional Infrastructură Mare, Ministerul Dezvoltării. Practic am apelat la toate sursele de finanțare. În anul 2022
Orașul Dărmănești a depus 27 de proiecte în 2022 cu o valoare de 207.614.888 lei, reușind până acum să accesăm toate liniile de finanțare. Deci n-a rămas nicio linie de finanțare neabordată, iar în urma depunerii celor 27 de proiecte, deja am semnat contracte de finanțare în valoare de 120.837.000 lei, echivalentul a peste 24 de milioane de euro, prin semnarea a 21 de contracte de finanțare din cele 27. Restul sunt în evaluare și le urmează să le semnăm. Cum este, de exemplu, și canalizarea și extinderea rețelei de apă în cartierul Plopu și Păgube. Am obținut finanțarea, suntem la semnarea contractului de finanțare, cred că în luna aprilie. Vedeți că o parte dintre proiecte la care am făcut trimiterele și vedem aici, transport verde, piste de biciclete, 5 milioane și ceva, am dat ordin de începere, constructorul trebuie să apuce, dispensarul, 1.200.000, liceul tehnologic 10 milioane, avem infrastructură pentru transport verde 2.928.000, GIS-ul în format electronic, ce să zic, stații de încărcare, câteva din ele, vorbeam mai devreme de deșeuri, așa arată insulele ecologice, aceste baterii care vor fi amplasate pe raza orașului Dărmănești, valoare 1.866.000 pe PNRR componenta C3. Mai jos avem imagine cu CAV-ul, chiar ieri a fost deschisă, s-a închis procedura de depunere oferte pentru execuție. Suntem în evaluare acum. Valoare 3.800.000, acest CAV practic va fi locul în care cetățeanul cu acele deșeuri agabaritice se va prezenta acolo gratuit. Uitați-vă, creșa de care vorbeam mai devreme, 16.640.000 lei, se va face pe terenul ăla din spatele poștei. Proiectarea este, adică este scos proiectare cu execuție de CNI, proiectarea este finalizată și așteptăm la plată. Prin rectificarea bugetului am introdus cele 16.640.000 în buget. Avem dotarea cu mobilier a tuturor școlilor din Dărmănești. Vedeți, nu numai mobilier, ci și echipamente. Valoarea e 4.994.000, deci dacă investim în ce ține de structura acestor clădiri, venim și cu investiții prin alte finanțări în dotări. Extinderea stelelor de canalizare, am amintit mai devreme la Plopu, valoarea 15.057.000 lei, deci Plopu și Păgubeniu. Am vorbit noi de înființarea sistemului public de alimentare cu apă, coada lacului, l-am aprobat mai devreme. Am spus că mai construim un centru de zi, avem finanțarea, suntem la studiu de fezabilitate, ne-au trimis propunerile tehnice, valoarea 6.102.000 lei. Creșterea eficienței energetice la școala numărul 2, 3.507.000. Ieri, alaltăieri, s-a deschis procedura pentru, adică s-a închis depunerile de oferte și acum se analizează pentru școli. Vedeți, parcul, spuneam, o altă investiție care am finalizat-o pe POIM, 4.755.000. Avem un proiect 3 milioane de lei pentru creșterea eficienței iluminatului public. Suntem în execuție, cred că am lansat execuția și pentru acest sistem. Ce vrem noi să facem? Modernizăm, avem 21 de puncte de aprindere, le modernizăm pe toate în așa fel încât să nu mai fim nevoiți să oprim lumina noaptea, ci din acele puncte de aprindere vom regla intensitatea. Alte stații de reîncărcare, valoarea totală prin fondul de mediu 552.000 lei. Vedeți imagini de la șoseaua de centură, 21.012.000 lei. E în curs de execuție. Dotările pe care le-am făcut pe GAL și m-ați întrebat dumneavoastră, am luat acest măturător stradal care vine să rezolve parte din
eu știu, curățenia orașului, 373.000 de lei, infrastructura de străzi din cartierul Brătulești. Este un proiect care e în lucru acum, 16.744.000 de lei. Practic închidem cartierul Brătulești, îl asfaltăm total, constructorul lucrează și tot ce avem noi cu acel râu, cu probleme, va fi o investiție ultramodernă. Am mai cumpărat tot prin AFIR, prin GAL, încă un buldo excavator pentru că s-au extins, eu știu, lucrările la domeniul public și am mai luat un buldo excavator nou. Avem un dispensar, 14.500.000, el va fi, este în fază de evaluare în CTE-ul Ministerului Dezvoltării, va fi construit în zona spitalului, da, în acel amplasament. Vedeți, va fi un demisol pe plus 1, practic vorbim acolo noi de dispensar medical, dar va fi un centru ultramodern, sala de sport la care am făcut trimitere mai devreme. Și dacă ne uităm la acest compartiment proiecte, strategii și dezvoltare și promovare, unde avem un singur om, vedem că sunt foarte, foarte multe lucruri care au fost gândite. Vedem activitatea secretarului general, o sinteză. Am avut 12 ședințe ordinare în 2023, 14 ședințe extraordinare, un număr de 184 de hotărâri de Consiliu. Avem 831 de dispoziții. Asta înseamnă că se lucrează mult. Vedeți de foarte multe ori la foc automat și încă o dată vă mulțumesc colegilor din Consiliul Local pentru că ați dat curs acestor ședințe extraordinare în care noi am aprobat acele proiecte pe care dumneavoastră le-ați văzut în, pentru finanțări fie europene, fie naționale. Sunt foarte multe, vedeți, și activități desfășurate, probleme care țin de linie juridică. Avem 188 de dosare în instanță și mai devreme am aprobat acel contract de consultanță juridică, peste 188 de dosare în instanță pe diverse spețe. Sigur că aici domnul secretar ne spune ce a semnat, foarte multă muncă, dar fac o singură trimitere. Pe parcursul anului 2023, conform raportării compartimentului Registru Agricol, secretarul general orașului a contrasemnat de legalitate un număr de aproximativ 11.270 de adeverințe. Deci doar de la Registru Agricol 11.270 de adeverințe au fost contrasemnate. Sigur că după ce le semnează secretarul, ajung la primar. Am făcut o analiză, peste 30.000 de documente au fost semnate de primar în cursul anului 2023. Vorbim de serviciul poliției locale, vedeți și serviciul poliției cu ce se ocupă, cât sunt. Suntem astăzi mult mai puțin decât avem aprobat. Sunt în organigramă 14 posturi, lucrăm cu un șef și 6 polițiști locali. Fiecare și-a făcut treaba în direcția în care este angrenat. Procese verbale, de exemplu, în 2023 au fost date 190 de amenzi pentru diverse contravenții și abateri săvârșite de persoane fizice sau juridice, avertisment 120, avertisment scris, verbal 65 și așa mai departe. Avem serviciu pentru situații de urgență, protecție civilă, sănătate și securitate, muncă. Și aici a fost foarte multă muncă, am intervenit și n-am să mai dau citire la de fiecare dată când am avut incendii, probleme deosebite pe raza orașului Dărmănești, am despăgubit fiecare gospodărie și știți că am aprobat în Consiliul Local acele hotărâri prin care am ajutat familiile care au avut de, eu știu, suportat diverse pierderi în urma incendiilor cu material de construcție, valoarea acestor hotărâri 23.000 de lei.
La comercial avem din nou o radiografie, sunt 252 de societăți comerciale pe raza orașului Dărmănești, 44 întreprinderi familiale, 17 întreprinderi individuale, 10 persoane fizice autorizate. Și aici s-a făcut o analiză pe serviciile pe care aceste persoane juridice le oferă cetățenilor din Dărmănești. Dacă vorbim de serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor, și aici avem o evidență în sinteză a activității, dau citire la câteva. În această perioadă au fost primite 1551 de cereri pentru eliberarea actelor de identitate. Deci doar un singur lucru, 1551 de cereri. Avem acte de naștere, de căsătorie, persoane decedate și așa mai departe. Vedeți că avem și persoane radiate sau diverse, eu știu, alte documente sunt specificate aici. Dacă vorbim de administrarea domeniului public și privat, este un serviciu care funcționează în subordinea primarului, are trei formații de lucru, aceste formații sunt mici, adică avem 6 persoane în cadrul fiecarei formații, dar mare parte din aceste lucrări pe care noi le facem pe domeniul public sau privat, le facem cu acești oameni. Să știți că facem economii foarte mari comparativ cu externalizarea acestor servicii. Dacă am, nu știu, am apelat la firme de pe raza orașului Dărmănești, ne-ar costa mult mai mult. De exemplu, am făcut o hală la garaj cu oamenii de la primărie, valoarea totală, noi am cumpărat materialele și am făcut cu oamenii, valoarea totală a fost 218.000 lei cu TVA, iar cea mai bună ofertă pe care ne-a făcut-o o firmă privată a fost 500.000 de lei. Adică sub jumătate am construit și hala arată la standarde, cum să vă spun eu, de cele mai bună calitate. Vedeți, de exemplu, poze din timpul execuției halei și am făcut undeva sub 50% din cost. Tot cu cei de la domeniul public facem marcajele rutiere și avem imagini din timpul acestor operațiuni. Scrie undeva, cred că peste 1600 de kilograme de vopsea pentru marcaje rutiere au fost aplicate de către colegii noștri. Avem un dispozitiv cumpărat de noi de marcaje. Poate nu suntem chiar la cel mai înalt standard, dar economisim undeva aproape 70% din banii care i-am fi plătit unor terțe persoane. Tot domeniul public se ocupă și de tot ce ține de sezonul de iarnă. Vedeți că avem stoc de nisip, avem utilaje, echipamente, intervenim ori de câte ori sunt probleme de, eu știu, care țin de dezăpezire și nu numai. Tot cu acest domeniu public intervenim pe străzile care sunt pietruite și am făcut extinderi de apă, am făcut lucrări de reabilitare a drumurilor, a podurilor, a podețelor, foarte multe lucrări care ne-ar fi costat foarte mulți bani. Tot domeniul public se ocupă de partea de suport în cadrul evenimentelor pe care noi le avem. Fie că, așa cum avem în imagini, nu știu, Ziua Copilului și vedeți, am organizat aici un film în aer liber anul trecut, tot suportul a fost asigurat de domeniul public, fie la festivalul de blues, la târgul de Crăciun, iată, noi demontăm acele căsuțe, la raliu, viteză în coastă, ce ține de partea de 31 decembrie, cu scenă și ce mai avem noi, decolmatăm cursurile de apă și avem imagini cu extinderea rețelelor de canalizare sau de apă și facem două trimitere aici, s-au făcut lucrări de extindere de apă potabilă 800 de metri pe strada Valea Uzului și pe strada Lacului 2000 de metri.
Sigur că dacă am fi făcut aceste lucrări cu alții, ne-ar fi costat cel puțin dublu. Iată că avem imagini de la gardul pe care l-am făcut noi cu domeniul public, tablă profilată în spatele clubului Nemira sau clădirea de la poartă, de la intrare în zona spitalului, vedeți, chiar în aceste zile a fost acoperită, redecorată. La resurse umane, sigur că și aici avem, am avut o singură persoană, începând de astăzi, cred că nu mai lucrează la noi și vom scoate postul la concurs, aici ține tot de partea de salarizări și așa mai departe. Direcția de asistență socială. Vedeți că sunt o grămadă de servicii sociale pe care noi le furnizăm și în sinteză aici am trecut numărul de beneficiari, ce servicii, care e grupul țintă, foarte, foarte mult de lucru. Și am să dau o citire din statistica dosarelor, alocație pentru susținerea familiilor, dosare active 341, dosare noi 46, încetate 24, la alocații de stat 165, indemnizații pentru creșterea copilului 72. Iată câteva lucruri care, sigur, vin și ne spun care este volumul de lucru. La compartimentul registru agricol se lucrează cu 3 posturi și vedem ce s-a întâmplat și aici, care sunt, în special serviciile pe care le furnizăm. Amintesc și aici cele 11.270 de adeverințe de rol necesare solicitanților în diverse instituții. La compartimentul autofinanțate este vorba de piață, târgul săptămânal. Urmăresc foarte îndeaproape care sunt veniturile pe care le încasăm din această activitate de autofinanțate. Și vedeți dumneavoastră, e o scurtă prezentare a colegilor, am să dau atenție finalului. În 2023 au fost încasate 235.894 lei. Avem defalcat pe lună și vedeți în fiecare lună care este evoluția încasărilor, da? Pentru că noi le comparăm cu ce am avut înainte și să vedem ce ar trebui, ce investiții trebuie să mai facem noi în așa fel încât aceste venituri să crească. Vedeți și parcul auto pe care îl avem și care deservește domeniul public, birou, transport, deservire, parc auto, cum întreținem aceste utilaje, tot ce ține de buna funcționare. La relații cu publicul și arhiva, la fel, avem aici detaliat tot felul de lucruri pe care le-am întreprins în 2023. Sigur că noi trebuie și eu ca manager al instituției primar trebuie să am o viziune de deschidere a instituției către instituțiile naționale și europene, să fiu în trend cu noile tendințe de, și strategii de dezvoltare ale comunității noastre, ale județului Bacău, ale României și nu numai. Am avut vizite de lucru și evenimente. Iată vizita ministrului Mediu, am plantat împreună gorun la Dărmănești. A fost o lansare de carte a teologului și scriitorului preot Dumitru Ichim la Dărmănești, un concetățean de-al nostru plecat cu mulți ani în urmă în Canada, a venit, ne-a vizitat. Iată, avem și vizita ministrului dezvoltării lucrărilor publice și administrației la Dărmănești, o vizită care s-a făcut împreună cu ministrul mediului. Am vizitat șoseaua de centură, am vizat îndeosebi investițiile care trebuiesc derulate la barajul de la Poiana Uzului. Ministrul mediului a punctat în mod deosebit ce trebuie să mai facem la barajul de la Poiana Uzului. Ministrul dezvoltării a apreciat modul în care ne mișcăm cu infrastructura rutieră, șosea de centură și așa mai departe. Am făcut o vizită la Bruxelles în spre sfârșitul anului 2023. M-am informat de la Comisia Europeană vis-a-vis de finanțările europene, care sunt strategiile Comisiei Europene, ale Uniunii Europene. Am fost invitat și la sediul PPE. A fost o discuție tehnică foarte
bună pentru a ști care sunt pașii de dezvoltare a României în perioada anului 2024-2025, cum trebuie noi, ca autorități publice, să ne rapid să ne repliem pe aceste direcții de dezvoltare, că altfel pierdem trendul. Am avut și alte vizite în zonă parlamentar și vedeți aici la Înălțarea Domnului împreună cu comunitatea, cu preoții, Ziua Eroilor. Avem și vizita secretarului de stat din Ministerul Turismului la târgul de produse tradiționale, sigur și alte activități care le-am desfășurat pe raza localității, câteva imagini de la Festivalul Uzilor. Vedeți că televiziuni suntem și am ținut să pun aceste imagini pentru că suntem prezenți în presa națională și este foarte important ca lumea să știe de noi. Nu putem face pașii pe care ne-am propus fără să avem, acces în presa națională. Vedeți festivalul de blues, au venit artiști din toată, din toată lumea. Competiție sportivă, am jucat cu localități din județul Bacău, fotbal, la diverse categorii de vârstă. Trofeul Valea Uzului, iată, a devenit o competiție foarte, bine cotată la nivel național, se dau puncte la Dărmănești, trofeul Valea Uzului viteză în coastă. De la an la an sunt tot mai mulți participanți, mă sună și îmi spun că Valea Uzului a devenit pentru ei un reper. Știu că cei care câștigă Valea Uzului, e o competiție foarte strânsă, au șanse să urce pe podium la nivel național la sfârșitul anului. Lezuit România, la fel, tot felul de activități. Suntem prezenți în Săptămâna Europeană a Mobilității Copiii, tânăra generație este prezentă alături de noi. Iată, avem activități cu fie mergem la colectat tot felul de deșeuri pe care unii încă le mai aruncă, facem mișcare cu bicicletele, avem Ziua Națională a României, târgul de Crăciun, încerc să trec mai repede pentru că n-aș vrea să vă iau tot timpul. Iată și Festivalul Ursului de la Dărmănești. Lucrări finalizate și propuse în 2024. Mergem în continuare pe ideea de a continua cu infrastructura rutieră, pentru că este prima și cea mai importantă solicitare pe care ne-o fac cetățenii. Apă, canal, gaze, asfalt, da? Și continuăm cu aceste proiecte de investiții. Au pus colegii mei și un număr de, văd că este un tabel cu niște străzi pe care le-am asfaltat. Sunt 75 de străzi asfaltate din 2016 până acum, iar anul, în acest an avem două străzi în Triaj, două străzi în Joseni, patru străzi în cartierul Brătulești. Deci încă 8 străzi, 75 le-am asfaltat, 8 străzi sunt în 2024 l-am asfaltat, plus șoseaua de centură. Am să închid cu un ultim cuvânt pe care l-am scris eu aici. Orașul Dărmănești este în continuă dezvoltare. Împreună vom transforma orașul într-un smart city. Și cu sprijinul echipei pe care o reprezint, dar mai de seamă cu al dumneavoastră, contribuabilii care plătesc an de an taxe și impozite la bugetul local, aceste proiecte au putut fi demarate, unele finalizate și unele în curs de finalizare. Mulțumesc pentru susținere, în primul rând, dumneavoastră, consilierilor locali, care ați votat și ați susținut aceste proiecte de dezvoltare. Mulțumesc comunității care a înțeles că singura noastră șansă este să investim în comunitate. Vă doresc tuturor sănătate și un an cât mai bun. Mulțumesc, doamna președinte. La punctul numărul 25, punctul diverse, dacă cineva dorește să înscrie, poftiți, domnule consilier Balaș. Eu aș avea o mică problemă. A venit primăvara, fiecare locuitor a început să-și facă curățenie prin fața proprietății, a locației unde stă. Și rugămintea mare ar fi pentru crescători de animale să-și îngrijească acele animale sau să le pășuneze
în zonele autorizate, nu pe domeniul public, nu pe trotuare, nu pe aș menționa că proprietățile în Dărmăne sunt plătite de proprietari, nu de cei care încalcă proprietatea. Sper să știe foarte bine asta. Și avem o hotărâre de Consiliu în care este precizat modul de închiriere a acestor proprietăți și aș vrea să se țină cont de ea. A fost dată în anii anteriori. Da. Legat de? De închirierea proprietăților, de crescători, de animale, da. Deci nu intrăm să amăzăm pe proprietățile altora, da. Cu siguranță, da. Da. Și poliția locală în perioada asta să fie mai prezentă în teren și să ia măsurile cuvenite cu cei deci, care cu siguranță nu, zilnic noi rugăm sunt pe teren, dar să ne respectăm reciproc. Trebuie da. Și crescători, exact cum ai spus tu, crescători trebuie toate să fie... Toate la ATE-ului, da. Da, sunt, uita, sunt trotuare curate, bine, nu vrem să ne batem în joc. Sau mai ales de proprietari, că săracii nu mai ieșim cum plătesc impozitele pe teren și să fie proprietari, nu patru șocoriți de aceste persoane. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte... Mai sunt și alți colegi care mulțumesc. Mie nu declar ședință.